Bine v-am găsit, stimați telespectatori, la o nouă emisiune de sănătate. Astăzi îl avem alături de noi pe domnul doctor Buda Ioan Adrian, medic specialist oncolog, care va vorbi despre principalele problematici din sfera oncologică. Bine v-am găsit, domnul doctor. Bine v-am găsit și eu și mulțumesc de invitație. Care sunt cele mai mari îngrijorări în ceea ce vizează această patologie oncologică? Vedem că se fac tot timpul, există această dorință de a se depista la timp, de a preveni. Acum se pune accentul parcă mai mult decât altă dată pe prevenție, pe o alimentație mai sănătoasă, un stil de viață mai sănătos. Care sunt direcțiile pe care trebuie să le urmeze orice persoană care aparent se știe sănătoasă, fără alte... Din păcate am observat în ultimul timp o creștere dramatică a cazurilor oncologice, la nivel național cel puțin și la nivelul orașului Satu Mare. Oamenii, pentru că au fost și pandemia cu COVID-19, au ratat șansele de a depista cancerul în stadii mai puțin avansate. De multe ori, în ultimul timp, avem cazuri în ultimul stadiu unde boala deja este depășită terapeutic. Lumea trebuie să fie mai conștientă, ar trebui să-și facă analize măcar o dată la 12 luni. Pentru cei tineri, vorbesc pentru populația de 18-30 de ani. Ce e foarte important de știut, cei care avem în familie o rudă de gradul 1 diagnosticată cu o boală oncologică, ar trebui să începem să facem un screening pentru acea patologie cu 10 ani mai devreme decât vârsta de diagnostic. Un alt factor de risc la care vreau să atrag atenția este stilul de viață, alimentația, nivelul de stres. De multe ori nu suntem atenți la ceea ce mâncăm și de multe ori factorii cauzale ai bolii oncologice sunt în alimentație și în stilul de viață propriu. Factorii genetici în unele patologii merg, să zic, la 20%, dar de multe ori sunt factori cauzali care amplifică declanșarea bolii oncologice. Din datele statistice, chiar și cele existente la nivelul secției de oncologie, unde dumneavoastră vă desfășurați activitatea, printre altele, am putut să remarcăm o incidență a afecțiunilor ce vizează cancerul de sân, cancerul de col uterin, cancerul pulmonar, acum cancerul de prostată, iarăși, care figurează acolo, dacă putem să spun așa, pe primele poziții ca și incidență. Cum se face? Cum se ajunge ca, totuși, uitați, cu toată această tehnologie care o avem la îndemână, să ne confruntăm cu tot mai multe cazuri din aceste patologii? Cum ziceați, dădeați exemplu de cancerul de col uterin, de exemplu. Noi suntem printre primele țări ca incidență a numărului de cazuri la nivel Europei. Ceea ce nu este deloc bine, pentru că deja cancerul de col uterin știm că este cauzat de infecția cu HPV. Avem un vaccin care este pus pe piață, avem metode de screening, se recomandă ca fiecare fată, că de obicei la fete avem infecția cu HPV care determină un tip de cancer, dar și băieții pot să determine din cauza infecției cu HPV un cancer de sferă, orele, orofaringe sau un cancer anal, de zonă genitală. La fete avem programe de screening începând cu vârsta de 25 de ani la nivelul Europei, prin teste Babeș Papa Nicolau, repetate la 3 ani, iar dacă până la 30 de ani avem rezultate negative, testele cumva se repetă la 5 ani. Se pot face teste citologice cu recoltare de probe la doctorul ginecolog pentru testul Babeș Papa Nicolau sau testare în sânge de ADN HPV viral. Dar de ce sperie? Adică, totuși, ce ar trebui să știe? Că un astfel de test, dacă să zic, vine un rezultat, poate se poate acționa, nu neapărat să se ajungă până la o fază avansată a bolii. În cancerul de col, de exemplu, durează o leziune premalignă, că noi asta căutăm într-un test Babeș Papa Nicolau, se evolueze spre cancer undeva la 5-10 ani. Noi putem în intervalul ăsta, dacă o depistăm, să facem un tratament curativ
practic prin tehnici chirurgicale, de exemplu conizația executată de chirurgi oncologi sau de ginecologi, să scăpăm, practic să eradicăm acea leziune premalignă care în timp, în 5 ani, o să ducă la cancerul de col uterin, la cancerul squamos, asociat infecția HPV. Ce vreau să mai zic, testarea HPV ar trebui făcută și înainte de 25 de ani, deja de la 3 ani de la primul contact sexual se recomandă testare Babeș Papa Nicolau. Vorbim de celelalte afecțiuni? Vorbim de cancerul de sân. De multe ori în cancerul de sân este o boală hormonodependentă. Cele mai multe cazuri se datorează stimulilor progesteron și estrogen. Boala se manifestă atât la femei în premenopauză cât și în postmenopauză. Aici trebuie insistat pe ideea că de multe ori cancerul de sân se poate moșteni genetic prin acele mutații BRCA1 sau 2. Și trebuie cumva, dacă știm că avem o persoană cu o rudă de grad 1 cu cancer mamar sau un cancer de ovar, că practic merg mână în mână, să începem un screening prin ecografie mamară sau mamografie. Ghidurile actuale recomandă la femeile normale, fără niciun risc de a dezvolta cancer mamar, cu vârsta de 50 de ani să efectueze o mamografie odată la 2 ani. Pe grupe de vârstă, domnul doctor, dacă e... De asta ar fi fost bun și un program național de evaluare a stării de sănătate. Că știa o treabă. Dacă ai o vârstă, te duci să-ți faci un set de analize care să poată să evidențieze dacă sunt sau nu sunt probleme de sănătate. Ca să venim în sprijinul celor care ne urmăresc. Ce ar trebui să facem, fie că vorbim de femei, de bărbați, tineri sau mai în vârstă, pe categorii de vârstă, da, între vârsta de 20-25 de ani sau 20-30 de ani, astfel încât cât de cât să putem să ne monitorizăm starea de sănătate și să prevenim acolo unde putem să prevenim. Acum să luăm o persoană care nu are nicio simptomatologie, fără durere, fără nicio problemă, o persoană tânără, să zic, de 25 de ani, ar trebui să începem cu niște analize de sânge uzuale. O hemoleucogramă detectează cel mai fidel o anemie, o pierdere de sânge, cum se manifestă în unele cancere digestive, sau un consum de... Acum mă duc și spre sfera hematologică, că putem depista o leucemie, un număr crescut de leucocite printr-o hemoleucogramă normală. Biochimia tot serică poate releva o funcție anormală a ficatului, chiar dacă nu avem durere, dar probabil văzând o afectare hepatică ar putea să fie ceva pe acolo care supără. Funcția renală, din nou, o creatinină destul de mare indică faptul că sunt ceva probleme cu aceste organe. Astea ar zice principalele un star de analize, să zic așa. Dacă ne gândim că din nou revin la varianta în care avem pe cineva diagnosticat în familie, putem să mergem și la ecografie abdominală, vede mai fidel, și o radiografie pulmonară. Ar vrea să atrag atenția la fumători, la fumătorii cronici, cei care au un indice de pachet pe an 30. Ce înseamnă indice de pachete pe an 30? Înseamnă că o persoană care fumează timp de 30 de ani, un pachet pe zi, dezvoltă un risc mult mai mare și atunci, cu vârsta de 55 de ani, în unele state s-a implementat un program de screening prin CT pentru cancerul bronhopulmonar, care de multe ori se diagnostichează în stadiul 4. Care este foarte grav în sensul că... Din păcate, în stadiile 4 nu mai există vindecare, există doar o prelungire a vieții. Acum noi avem mai multe terapii, la ora actuală avem imunoterapie asociată cu chimioterapie și terapie țintită pe anumite alterații moleculare, deci mergem la nivel genetic unde găsim cauza, care prelunge supraviețuirea, dar niciodată nu o să vorbim despre vindecare în stadiul 4 al bolilor oncologice. Spune că în spatele fiecărei boli stă o cauză emoțională. Practic, cu cele...
Care sunt acești balauri nevăzuți din viața fiecăruia? Din ce am studiat și din ce am observat, genetic noi moștenim un ADN care e mai sensibil la anumiți factori. Nivelul de stres scadă, fac ceva alterații acolo la nivel genetic. Faptul că avem o depresie sau avem o stare de nervozitate și un nivel de stres accentuat pot să ducă ca organismul să nu mai reușească să repare acele erori genetice și să dezvolte cancerul. Că până la urmă cancerul e datorat de o eroare genetică care determină o creștere anormală a celulelor și faptul că cumva celulele normale nu își mai produc moartea programată, că celulele ca și noi cumva trebuie să ajungă la o moarte programată. Cum aducem corpul în stare de echilibru? În stare de echilibru mi se pare cel mai important să nivelul de stres, asta aș pune pe primul loc, să avem un stil de viață ordonat, adică să știm că avem micul dejun, avem prânz, avem cină, avem 3 mese pe zi, știm ce trebuie să facem azi, mâine, să ne facem așa un plan de organizare pe câteva zile ca să nu fim surprinși de toate problemele vieții care apar, pentru că, după cum știm, viața e o cutie cu surprize și nu știm niciodată ce ne poate da peste cap, dar dacă avem un plan bine definit, scădem riscul de a avea o problemă de natură emoțională care să ducă în final la o boală oncologică. Acum, din punct de vedere al terapiilor care se folosesc pentru tratamentul bolii oncologice, ce ați remarcat dumneavoastră și la nivel național și internațional din toate aceste sesiuni de comunicare? Care este tendința, spre ce se merge, pe ce se pune mai mult accentul? Tendința este să se meargă și spre stilul de viață, să descoperim factorii cauzali, factorii poluanți din aer care determină o anumită patologie, factorii alimentari. De exemplu, s-au demonstrat că mâncarea arsă, indiferent că este carne sau legume, la o temperatură foarte mare, determină producerea unor substanțe cancerigene. Se merge pe ideea de a dezvolta noi molecule, să acționăm asupra mutațiilor genetice, unde avem deja o țintă. Și se mai merge și pe îmbunătățirea calității vieții prin terapie multidisciplinară, cum ar fi psihologie, un medic cu nutriționist care să ajute pacientul oncologic. Și foarte mult se merge pe cooperarea în echipă la un pacient oncologic. Avem nevoie de un oncolog, de un chirurg, de un radioterapeut, psiholog, un preot care să managerieze problemele religioase care pot să apară în legătură cu boala oncologică, nutriționistul. Puteți fi un grup de sprijin pentru pacientul aflat la începutul bolii, că nu e ușor pentru niciun om, chiar dacă nu-și arată, nu e ușor în momentul în care primește un astfel de diagnostic malign de cancer. De obicei se ajunge la diagnostic după mai multe investigații. Nu e suficient doar un singur răspuns sau o singură analiză ca să se tranșeze problema, clar că e vorba de o astfel de problemă. În oncologie, diagnosticul cu certitudine se pune pe cale bioptică, ca să zic așa, se ia un material de la nivelul tumorii sau metastazei. Metastaza e o tumora principală care s-a dus la alt organ, mai accesibil din punctul ăsta de vedere, și se pune diagnostic anatomopatologic. Sunt puține cazuri în care nu este necesară biopsia. Aș da exemplu hepatocarcinomului sau, să zic, a unor tumori de sistem nervos central unde e suficientă partea imagistică. Dar pentru a ajunge la biopsie, noi parcurgem anumiți pași
Începem cu analizele de bază, cum am menționat anterior, hemoleocogramă, biochimio, privire în ansamblu, la nivelul sângelui, în periferie, după care vedem și imagistic, prin ecografii, radiografii, computer tomograf sau RMN-ul, și după aia luăm o probă de la cel mai accesibil punct din organism. Și aici s-a dezvoltat un mit, dacă pot să spun așa, vis-a-vis de biopsii. În sensul că există această temere de multe ori de a nu declanșa mai multă boală dacă se apelează la biopsie. Cum o explicați dumneavoastră din punctul de vedere al specialistului? Din păcate, acum s-au dezvoltat și tehnicile bioptice să ia suficient material cât să nu determine o răspândire, o diseminare a bolii în organism. De multe ori există biopsie incizională și biopsie excizională, excizională în care se încearcă să fie curativă, să se scoate toată tumora, sau incizională în care se ia un fragment. Sunt anumite tehnici care previn diseminarea bolii în organism. Am întâlnit problema asta la multe paciente, dar fără o biopsie noi nu putem să inițiem niciun tratament oncologic. Deci suntem puși între ciocan și nicovală. Dar până la urmă, din ce am citit, este doar un mit, pentru că boala, dacă e răspândită prin sânge, e deja răspândită prin vasele mari, nu la nivelul vaselor mici care cumva se lezează, și se încearcă să nu se lezeze vasele mari, că scopul e de a nu produce o hemoragie masivă, ci de a recolta un material suficient pentru proba de anatomie patologică. Tot revenind la vârstă, spuneați de aceste analize medicale și pentru intervalul 20-30 de ani, da? Dacă e vorba de femei, atunci ar fi nevoie de un set de analize, de un test. Doamne, Papa Nicolau. Ce altceva ar mai putea să facă pentru această categorie de vârstă? Am mai putea să facem și ecografii mamare, dar din nou aici intră în discuție dacă avem în familie pe cineva cu o astfel de patologie sau cu cancere de orice fel. Să zic că pentru mine ar fi suficient tipul ăsta de investigații pentru început. N-aș merge până la o scanare, un CT, la nu știu cât timp, pentru că nici nu vrem să inducem teamă în populație, pentru că poate câteodată găsim chiste. Pentru că screening-ul are și rol benefic, dar poate fi și un rol dăunător, de a induce cheltuieli inutile sau de a ajunge la operații inutile. Și poate că noi depistăm ceva la nivel foarte, foarte minuscul, nu știm ce este, mergem cu chirurgia, vedem că de fapt nu era nimic, era ceva post-infecțios, să zic așa, și am iradiat degeaba acea pacientă sau am efectuat o operație care nu era necesară la acel moment. Iar în cazul bărbaților, pentru această categorie de vârstă? În cazul bărbaților, la tineri, am observat în ultimul timp o mai mare incidență în cancerul digestiv, cancerul de stomac, cancerul de esofag. La această grupă de vârstă, cel mai probabil legat de alimentație. Faptul că mâncăm mâncare, abuzăm de mâncarea asta fast food, care este gătită la temperaturi înalte, abuzăm de sucurile astea carbogazoase, care se știu că nu au o legătură indirectă cu producerea procesului carcinogenetic. Deci aș merge mai mult pe stilul ăsta de viață nesănătos la populația masculină în această grupă de vârstă. După, să zic că la bărbați, după 30 de ani, 40 de ani, deja începe să crească numărul de cancere pulmonare. După 40 de ani, cancerele de sferă orele, care sunt datorate fumatului și alcoolului, asta garanta 90%, nu există o moștenire genetică a unui cancer de sferă orele. Sunt determinate după, la mulți pacienți, media de vârstă 50 de ani, este determinată de alcool și tutun.
Nu mai vorbim în cancerul pulmonar, care e la fel, tutunul ocupă un prim loc ca și factor cauzal. Da, România încă este cu o incidență deloc neglijabilă pe partea de cancer pulmonar. Da, și să știți că în ultimul timp femeile încep să egalizeze bărbații la incidența de cancer pulmonar datorită faptului că și femeile fumează destul de mult și există o egalitate între sexe la acest capitol. Cum ați fi, în opinia dumneavoastră, care ar fi soluția, de exemplu, pentru a putea să ordonăm puțin toate aceste investigații? Cât de util ați fi văzut, de exemplu, un program național de valoare a stării de sănătate? Din câte știu, la momentul actual, nu mai știu, anul trecut, s-a promulgat o lege cu un program național pentru oncologie. Încă nu am văzut normele de aplicare, dar din ce am auzit ar fi benefic, ar fi programe de screening pentru prin medicul de familie. Asta aș vedea eu ideal, cum am auzit că și în VESE practică. Deci medicul de familie să cheme pacientul sau să aibă acolo un sistem unde să vadă pacienta X și-a făcut și n-a făcut screening pentru col uterin, e vaccinată, nu e vaccinată și cumva să programeze, să trimită așa pacienții pentru depistarea precoce a cancerului. Pentru că așa vorbim cu pacienții fără să le zică cineva, ei nu se duc de bunăvoie de multe ori nici să-și facă o hemoleucogramă. Deci fără să zică un doctor, te rog, du-te și fă-ți hemoleucograma, că nu ți-ai făcut-o de un an sau doi, nu merge nimeni. La fel și cu celelalte examinări. Puțin care conștientizează că, uite, ar trebui să mai fac niște analize, mulți zic, sunt bine, n-am nicio problemă, mulți din nou revenind la problema asta emoțională cu stresul, nu au timp, există și problema asta, n-am timp să mă duc, muncesc de dimineața până seara, când să mă mai duc să mai fac analize sau investigații. Din stilul de viață, că ați pomenit chiar de la bun început stilul de viață, în afară de partea alimentară, da, unde să fim atenți și la etichetă, și la ce punem în farfurie, că e prăjit, că e la abur, că e la cuptor, celelalte aspecte ale vieții noastre, unde ar trebui să lucrăm ca să... Mi se pare că noi ca popor avem o problemă cu mișcarea. Deci văd sedentarism o altă cauză pentru o boală oncologică. De exemplu, cancerul ovarian, cancerul de sân, cancerul de stomac sunt cauzate și de obezitate. Pentru că lipsa de mișcării determină creșterea unor niveluri hormonale și poate să determine apariția cancerului în aceste localizări. Ar trebui ca fiecare din noi, acum în măsura timpului, să avem 30 de minute pe zi pentru sport. Măcar o alergare ușoară, măcar să facem ceva, măcar la 2-3 săptămâni să ieșim, să pedalăm, să mergem la not. Sunt chestii... Nu cred că sunt chestii foarte greu de realizat, dar seara sau dimineața, pentru unii cum au timp, să-și dedice o jumătate de oră mișcării, pentru că s-a dovedit că scade riscul de apariție a cancerului mișcarea. Acum a scăzut și vârsta la care apar astfel de afecțiuni, remarcăm de altfel și obezitatea, dacă tot vorbim de obezitate și de lipsa mișcării, chiar și în rândul tinerilor. Iarăși este îngrijorarea asta, pentru că sesizăm, după cum arată evidențele din raportările care se fac de fiecare unitate sanitară, că a scăzut această vârstă în boala oncologică, dar pe de altă parte sesizăm că populația de tânără deja are problema asta cu fumat, cu consumul de alcool, obezitate și multe alte probleme. Legate de obezitate, eu văd problema că cumva se debutează din școala generală, liceu, unde nu există orele de educație fizică, cel puțin mie, când eram în liceu și în școala generală, nu prea se punea accent. De multe ori
nimeni nu ne forța, nimeni nu ne obliga să facem un pic de mișcare și atunci oamenii, copiii, noi ne-am obișnuit cu lipsa mișcării și implicit stilul de viață s-a bazat pe treaba asta, că nu e nevoie să facem mișcare, că dacă facem mișcare doar transpirăm și atâta, nu există niciun beneficiu. Poate că ar fi nevoie și de un program de sport la nivelul copiilor. Deci fiecare dintre copiii să facă ceva, un anumit sport. Poate asta ar ajuta și ar schimba mentalitățile mai încolo. Atunci când de obicei se primește un astfel de diagnostic, există și tendința asta de a nega sau de a căuta soluții, de a se recomanda și terapii alternative, poate chiar și diferite remedii. Cum ne mișcăm într-o astfel de situație? În primul rând, e foarte importantă comunicarea cu pacientul oncologic, pentru că la momentul diagnosticului el este cel mai vulnerabil. Chiar dacă nu arată, faptul că primește o astfel de veste îi dă viața peste cap. El trebuie ajutat și sprijinit și lămurit. Orice problemă, de multe ori încerc să discut cu pacienții în policlinică sau aici la Mental Life unde consult, să îmi dedic timp să discut orice problemă. Dacă pacientul nu este lămurit și nu știe ce ne așteptăm și ce vrem să facem de la boala asta și cum o să se manifeste în viitor, conform practicii, conform ceea ce am văzut noi în practica noastră, atunci pacientul poate să ia terapiile astea naturiste care nu au nicio dovadă clinică care aduce o îmbunătățire, care ar vindeca cancerul sau care ar ajuta la eradicarea lui, refuză tratamentul oncologic, refuză sfaturile medicilor și sfârșitul vieții sau calitatea vieții apare mai repede decât ar fi cu un tratament oncologic. De asta cred că importantă e comunicarea și dacă noi știm ca medici să ne facem timp pentru fiecare pacient, atunci eu cred că și supraviețuirea pacientului crește. Iar tot așa, în succesul unui tratament, cât de mult contribuie și starea emoțională? Da, să știți că pacienții care sunt optimiști și cred în tratament au răspunsuri fenomenale. Depășesc media din studiile medicamentelor. Deci am avut cazuri în care am pacienți în stadiu metastatic și duc cu un an, doi decât media la care ne-am fi așteptat, fiindcă se gândesc la viața lor, nu își fac griji oare ce se întâmplă astăzi, oare dacă boala a evoluat, dacă tratamentul nu mai funcționează. Deci își vede de viața lui, își vede, am oameni care pur și simplu nu uită că au boala, așa îmi zic, că au niște medicamente, știu că trebuie să vin la 3 săptămâni, după aia îmi văd de treabă, mă duc și mă plimb. Nu stau să mă gândesc dacă am sau nu cancer. Așadar să ne încărcăm cu toții până la urmă cu o doză de stare de bine, de echilibru ca să facem față până la urmă la toate aceste provocări ale vieții care își pun amprenta pe fiecare dintre noi până la urmă, într-un fel sau altul. Da, trebuie să avem puterea asta de a crede în tratamentele medicale. Dacă devenim suspicioși sau nu credem sau nu luăm când ne zice medicul, atunci există riscul de a tratamentul să nu funcționeze și să fie mult mai repede declinul. Și cel mai important, ca în alte domenii, nu doar în oncologie, e credința în ceva. Pentru că credința cumva e ceva unic al omului. Nu suntem singura specie care are așa ceva. Și ajută treaba asta, să credem în ceva, orice ar fi el. Domnul doctor, ne aflăm la final. Vă mulțumim foarte mult pentru informațiile pe care le-ați dat telespectatorilor noștri. Și eu vă mulțumesc pentru invitație și pentru oportunitate. Stimați telespectatori, vă dorim multă sănătate și să rămâneți în continuare pe Informația TV. Toate cele bune!